Pe acest fond sonor de anseriforme, gâște, adică, vă invităm la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii la microrezervație cu ce mai aveți prin casă, respectiv pâine uscată sau cozonaci, pe care să le dați răsuștelor, răsuște care sunt în mare parte venite în, la iernare, pe balta noastră, 2 hectare, baltă care îngheață ultima și care constituie un stelaj de iarnă pentru acestea. La e al doilea an când facem această acțiune, iar acum, în premieră, vă propun sau vă ofer intrare gratuită. Celor care faceți un astfel de act creștinesc sau binefăcător, binevoitor și mai mult responsabil față de natură, vă răsplătesc intrare gratuită atât la delfinariu cât și la planetariu, microrezervație, bineînțeles. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este un loc în care, dincolo de petrecerea plăcută a timpului liber, ne putem informa, ne putem educa copiii, fiindcă responsabilitatea față de natură este și în acest sens. Tot ceea ce înseamnă animalele din jurul nostru, care constituie biodiversitate, care constituie frumusețea Dobrogei, de exemplu, sunt firește afectate de dezvoltarea noastră, de dezvoltarea urbană, de factor antropic, ca să zic așa. Ăsta este motivul pentru care noi trebuie să știm că putem influența viața lor mai mult decât am făcut-o până acum și putem să o facem și în bine. Iar pentru un copil care se formează și care intră în contact cu animale și mai departe ajunge să decidă într-o bună zi soarta mediului, a acestora, a pădurilor, este foarte important ca el să-și păstreze legătura, să-și păstreze din punct de vedere sentimental apropierea față de animale, fiindcă asta înseamnă dezvoltarea lui.